Dragi prieteni, am fost într-o cameră unde s-au adunat cei mai hârzi, cei mai nereușite sculpturi, greșelile genetice, mutanții balului, cele mai nimfomane hârci și cei mai, cele mai puturoase cloști. Am fost într-o cameră în care s-au adunat cei mai gâji dintre gâji și cei mai știrbi din tot știrbii văzuți de mine vreodată. În fruntea tuturor erau vreo cinci. Mă mâncava Arnenea să mor eu pe cuvânt de onoare că voi sunteți băieți, băi, superiori, deștepți de plesniți, îmi pare rău că v-am jignit atâta timp, regret până la lacrimi, vă rog să mă credeți, că v-am jignit, mă băieți, voi sunteți fâșneți la dracu. Băi, sunteți fâșneți, isteți. Băi, băieți, bravo, bă. Că vin dintr-un loc în care mucegaiul de două palme, e rugina, mă, băi, am văzut oameni ruginiți. Vai de mine, cruce sfântă, băi, m-am crucit, băi. Bă, să vedeți niște glume de la de copii de 2 ani, au 50 de ani toți, au făcut un colocviu, un fel de școală, așa, cum să facem sex, mă, oameni buni, oameni de 40 de ani, de 50 de ani, și hârzi ca dracu, dacă îi scoți în stradă, la lumina zilei, bă, un oraș face stop cardiac la vederea mutanților, îi belea, bă. Bă, și vezi cum vorbeau de limbi, să vorbiți, să vedeți, auziți ultima figură de stil, să dai o femeie cu vinete cu ceapă, să o ungi cu vinete cu ceapă, bă, auziți. Dumnezeu meu! Mai apoi una a pus o înregistrare de 2 ore cu unul baby, cred că știți voi pe baby, un sexopat, un grij, un pucios, un coșuros care apărea pe la o emisiune televizată. L-au scos ăștia, l-au casat până la un timp, că era prea prost pentru evul ăsta. Și a pus o înregistrare 2 ore și el a vorbea de labii și cum nu poți rămâne gravidă dacă faci dragoste cu... Dar de ce ești, bă, tu interesat, băga-mea și pula morții tăi? Ai vrea tu să știi? Ai vrea... Am un trapan futu-s morții, mătici, l-am tăiat cu flexul, l-am făcut decapotabil, băga-mea și pula morții tăi.